Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Data fiind că baza oricărei performanțe este definirea obiectivelor, chiar de asta vorbim în întâlnirea noastră de astăzi. De obiective se vorbește într-una, nu există curs, seminar, cartea de dezvoltare personală, training, în care nu se vorbește despre definirea obiectivelor. Toată lumea știe ce sunt obiectivele SMART, adică specific, measurable, achievable, realistic and time-based. Toată lumea știe că în toate formele posibile algoritmul pentru atingerea obiectivelor este mereu aceeași, adică simpli patru pași. Definește obiectivul, face un plan, trece la acțiune, în legătură cu ce obții, adaptează planul. Deci lucrurile se știu. Unii adaugă motivația. Mi se pare că deja am vorbit despre motivația. Deci unii crede că odată odarit obiectivul, trebuie să scrii zilnic de 10 ori fraza, etc., etc., să fie bine formată de un punct de vedere lingvistic. Tot și turma care a făcut cursuri de programare neurolingvistică știu toate tehnice din acest gen. Întrebarea firească este dacă, prima întrebare este dacă lucrurile sunt așa de evidente, așa de clare, de ce nu toată lumea se atinge obiectivă, evident. Întrebarea a doua este de ce, în cea mai mare parte a cazurilor, dacă atingem într-adevăr obiectivul, nu suntem deloc mulțumiți. De fapt, este și zicala populară care spune ai grijă la ce ți dorești pentru că s-ar putea să-l obții, că de multe ori obiectivul pe care ne l-am dorit se revela ceva foarte, foarte de grează. Noi ajungem la punct că nu asta e ce îmi doream. Adevărul este că ceea ce noi numim fixarea obiectivelor în sensul standard, în felul în care se face de obicei, nu are nicio legătură cu obiectivelor personale, obiectivelor de suflet. Asta se numește project management și este o tentativă de a transporta pe plan personal ceva care merge extrem de bine la o firmă. O firmă are nevoie de un plan bine stabilit, de un termen, trebuie să știe când un anumit lucru se rezolvă, cum se rezolvă, cât costă, cu toate detaliile, adică project management. Și s-ar putea că mâine să vorbim despre asta. Dar când e vorba de noi, lucrurile sunt mult mai nuanțate și a încerca să aplicăm aceste metode, de obicei se rezolvă într-un dezastru. Cum pot să știu când mă îndrăgostesc de cineva? Cum pot să știu dacă mă îmbolnăvesc? Cum pot să știu dacă îmi schimb gusturi, etc., etc., etc.? Adică, chestia asta cu obiective smart, cu fate un plan, elaborează o strategie, e ceva birocratic, e ceva care merge foarte bine. Evident că fără un plan nu ajungem nicăieri. Dar când e vorba de suflet, când e vorba de viața noastră, nu se poate otări. De fapt, gândiți-vă un moment la lucruri care într-adevăr le-ați atins și într-adevăr v-au dat o anumită satisfacție. Ați avut nevoie de tehnici de motivare, de autoipnoză, să puneți bilețel pe frigider, să vă amintească că asta e obiectivul? Ba nu! Când într-adevăr ați vrut ceva, era ceva obsedant, era ceva care vă tragea. Asta e un obiectiv de suflet, care într-adevăr trebuie să-l faci pentru că nu mai scapi de el. Ok? În plus, partea asta cu atingerea obiectivelor, de multe ori se transformă în sindroma atunci când, adică noi dăm o semnificație și chestia asta ne aduce prea departe, cred că mai vedem, cred că am depășit 5 minute. Deci, gândiți-vă un moment dincolo de metode de self-help,
ce într-adevăr ați vrea, care într-adevăr, pe care nu ați avea nevoie de nici o motivație. Și mâine vorbim, în schimb, despre proiect management. O zi plăcută în continuare!